dacă aș fi antreprenor, m-aș uita fie să schimb lumea și să inventez un iPhone, dar asta nu este ceva ce poți să-ți planifici. Programatic însă, m-aș uita pe un domeniu pe care îl cunosc, îl stăpânesc, să fac o bucățică extraordinar de bine și să-mi construiesc o echipă în jurul meu care să mă asigure că execuția de business a acelei bucățele este absolut perfectă. Bine v-am găsit! Sunt Andreea Roșca, iar acesta este The Vast and the Curious. Conversații cu antreprenori, pionieri și inovatori despre cum să lucrăm, să decidem și să trăim într-o lume plină de incertitudine. Acest podcast este susținut de Dedeman, o companie antreprenorială 100% românească ce crede în puterea de a schimba lumea prin ambiție, perseverență și implicare. Dedeman susține ideile noi, inovația, educația și spiritul antreprenorial și este partener strategic al The Vast and the Curious. Împreună creăm oportunități pentru conversații cu sens și întrebări care ne fac mai buni ca oameni și ca organizații. Acest podcast vă este de asemenea prezentat de EMAG, o companie care crede în educație și în puterea oamenilor de a folosi tehnologia pentru a crea un viitor mai bun. Invitatul meu este Radu Georgescu. 2021 a fost un an absolut spectaculos pentru investiții în companii antreprenoriale. În România, investițiile de tip venture au fost de 85 de milioane de euro, de 2,5 mai mari decât în 2020. În acest context, am vorbit cu Radu despre cum să te gândești la valoarea companiei tale, despre cum să înțelegi mentalitatea investitorilor și de ce șansele de câștig ca antreprenor cresc cu 70% în momentul în care înțelegi acest lucru, despre cum lucrează Seedlink, platforma de crowd investing care democratizează cumva investițiile în startup-uri. Radu Georgescu împlinește anul acesta 3 decenii ca antreprenor. Este unul dintre pionierii români în tehnologie. A fondat 37 de companii, parte dintre ele nereușite, parte subiect al unor tranzacții remarcabile. Vânzarea tehnologiei RAF către Microsoft în 2003, a business-ului de e-payment către Naspers în 2010, a Avantgate către Francisco Partners în 2013 și a tehnologiei VectorWatch către Fitbit în 2016. Este președinte al boardului Seedlink și unul dintre cei mai pozitivi și fericiți oameni pe care îi cunosc. Conversațiile noastre anterioare, din septembrie 2019 și decembrie 2020, sunt incursiuni detaliate în teme precum echilibru și cum să privești un eșec, când este cazul să renunți la un proiect și viitorul tehnologiei și al business-ului. Le găsiți în arhiva noastră, oriunde de ascultați podcastul The Vast and the Curious. Bună dimineața, Radu! Mă bucur să te regăsesc. Și mulțumesc. Și eu mă bucur foarte mult, întotdeauna am plăcere să povestim. Am zis să facem discuția asta așa de început de an, pentru că am în jurul meu din ce în ce mai mulți oameni și citesc din ce în ce mai mult despre oameni care se apucă de business pe cont propriu. Și pentru că anul trecut a fost absolut spectaculos în România, în Europa, în America, în toată lumea, apropo de startup și de runde de finanțare și de capital disponibil pentru antreprenoriat, să-i spun așa, mă gândeam să începem cu un pic de context. În România am văzut un raport care spune că au fost 85 de milioane de euro investite în, cred că euro, în capital de risc, în venture pentru companii. Și asta nu spune nimic decât dacă o comparăm cu 38 de milioane în 2020, deci este de 2 ori și ceva mai mult capital an la an. Da. Spectaculos. Iar Europa, 113 miliarde, culmea e că toată lumea spune că a fost anul Europei, adică creșterea de investiții în Europa a fost mai rapidă decât, evident, sumele sunt mai mici, dar creșterea a fost mai rapidă decât în China și în Statele Unite. Și mie asta îmi pare că dacă am avut vreodată în, nu știu, istoria ultimilor, nu știu, 20, 30, 50 de ani, un moment bun pentru idei noi și pentru adunat capital, cred că anul trecut a fost momentul. Aș avea câteva tipuri de comentarii. Un comentariu legat de situația globală și altul legat de situația Europei și, mă rog, un al treilea legat de situația României. Situația globală este, după părerea mea, și am un disclaimer mare aici, nu sunt cel mai priceput în macroeconomie și în direcția asta, deci sunt niște păreri așa ale cuiva care se uită din afară. Cumva pare că într-o piață globală, devalorizarea banilor, inflația, trecerea banilor din depozite în equity, în investiții foarte riscante pe bursă, la startup-uri și așa mai departe, este un fenomen care a fost
într-un mod prociclic, deci ne uităm că va veni și o vale foarte puternică după, într-un mod prociclic a fost foarte încurajat de valori foarte mari ale Apple, Microsoft, Facebook, Elon Musk, Bitcoin, toate astea cumva s-au încurajat una pe alta, au creat niște valuri de-astea emoționale, cumva în paralel și cu 2 sau 3 ani de zile în care dobânzile au fost negative, în care costurile de a ține bani erau semnificativ mari. Deci a fost o auto-încurajare de-asta, un self-fulfilling prophecy, în care toată lumea în mod emoțional și-a scos banii de prin alte părți și a încercat să investească în următorul Apple, în următorul Elon Musk, în următorul Facebook, în următorul whatever. Și vorbim aici nu numai de oameni, de investitori micuți, vorbim de bani mult, de banii mari, de banii fondurilor de pensii, de banii hedge fundurilor, vorbim de sute de miliarde, care fac diferența și învârt în mod ciclic o roată. Și da, știu că toată lumea spune, aoleu, o să o luăm în jos. Și pare că nu mai luăm în jos, că de multă vreme zice toată lumea că o luăm în jos și pare că nu o luăm. E imposibil să creștem pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Exact. La un moment dat o vom lua în jos și fiind elemente de-astea prociclice, emoția care te-a suit foarte sus, probabil ne va duce și jos. Deci asta este cumva un context destul de global. Europa are o poziție foarte interesantă și anume pornind de la un element geostrategic destul de interesant și anume încet de vreo 10 ani, 10-15 ani, mă întorc un pic înapoi, dacă acum 30, 40, 50 de ani după al doilea război mondial, anii 69, flower power, ne îndreptam cu toții înspre o lume globală, din ce în ce mai unită, din ce în ce mai în care să fim toți fericiți. Încet lucrurile s-au schimbat și au început să se regionalizeze, să devină nu un glob, o lume fericită, ci o China fericită, o Rusie fericită, o America fericită, o Europa fericită. Și dintr-o lume globală fericită, cu un internet care să ne unească, cu linii aeriene care să ne unească, cu tot ce creștea în direcția acestei globalizări, fără restricții, încet lumea a început să se prindă că de fapt nu este chiar așa, că de fapt diferențele culturale, diferențele de ego, diferențele de interese de diverse forme ne împart în, cum ziceam, China, Rusia, inițial spațiul transatlantic. Și chestia asta s-a dus repede din geopolitic în tehnologie. Pentru că tehnologia a devenit ce a devenit, elementul esențial al vieții și al puterii. Și dintr-un singur internet care să ne unească, am ajuns la mai mulți interneți pseudo-regionali. China cu internetul ei, cu infrastructura proprie, foarte ușor de deconectat de restul internetului din lume, de către guvern chiar. Și cu instrumentele software de infrastructură, nu numai fizică, ci infrastructură software proprii, Rusia cu tehnologia proprie și cu elementele proprii de infrastructură. Și la un moment dat, acum vreo 10-15 ani, Europa s-a prins că nu are așa ceva și că depinde în totalitate de America, într-un context în care unicorni erau de ordinul sutelor în America, zecilor mari în Rusia și China mai ales, iar Europa poate avea unul dacă îl căutai bine. Chestia asta a făcut Uniunea Europeană să își pună întrebări. Întrebări și să se aricească destul de mult și să vină să spună băi, noi trebuie să avem propria tehnologie, trebuie să avem și noi propriul internet al nostru, nu atât de riguros despărțit de americani, dar să avem elementele de infrastructură ale noastre. Ce s-a întâmplat este că, începând cu fondurile Jeremy, cu elemente de-astea de tip bani din EIF, din EBRD, din IFC, da? Uniunea Europeană a început un plan pe mai multe decade în care a investit întâi foarte mulți bani în startup-uri, bani seed,
foarte la început. Da. Eu nu sunt un mare fan al Uniunii Europene și al birocrației și al, al modului de gândire al lor, dar asta a făcut-o destul de interesant. A pus toți banii ăștia cumva în paralel cu bani privați, a reușit să, să atragă, să pună la lucru bani privați, să pună la lucru energii. A reușit un pic să schimbe în timp discursul din noi toți antreprenorii mergem în America pentru că acolo mergem, în putem să luăm bani din Uniunea Europeană. Ne puteam să luăm bani din România, din Bulgaria, din Franța, din Germania și încet, încet fondurile de seed s-au transformat în fonduri de serie A, fonduri de serie B și încet, încet, de data asta programatic s-au construit aceste instrumente cu bani de la Uniunea Europeană, dar și cu bani privați, instrumente profesionale de tip fonduri de investiții professionally managed și așa mai departe, semnificativ de multe, mai întâi prin Anglia, după aceea a ieșit Anglia și acum restul țărilor se cam bat pentru cine conduce lucrarea. Între timp, în Uniunea Europeană sunt mulți unicorni, a făcut multă lume bani, pentru că unicorni sunt bani făcuți din această industrie care se întorc în industrie într-un număr semnificativ, pentru că cine a gustat toată din prăjitură își dorește să mai guste odată. Deci există tot contextul pentru a se întâmpla, pentru a se întâmpla lucrurile astea la nivelul Uniunii Europene. Acum, România este parte din Uniunea Europeană, beneficiază de toată întâmplarea asta. Mai mult decât atât, beneficiază de UiPath, care UiPath a făcut o schimbare semnificativă în percepția ecosistemului din România și din afară despre România. Apropo de ce e posibil, apropo de ce este apropo de potențial, apropo de cum UiPath a construit knowledge foarte mult. Da? Deci UiPath în momentul ăsta, în momentul anului trecut, este, păstrând proporțiile, ce a fost RAV în acum 20 de ani, a adus un mind shift semnificativ, mult mai mare decât a fost RAV la momentul respectiv, fără îndoială. A adus bani, a adus knowledge despre cum se întâmplă lucrurile, despre cum să faci să se întâmple, a adus ambiție, foarte interesant. Deci, ne aflăm într-un moment absolut spectaculos în care lumea începe să înțeleagă oportunitățile investițiilor în companii de tehnologie, în startup-uri de tehnologie. Lumea are bani și își dorește să facă aceste investiții. Sperăm cu toții că lumea înțelege nu numai oportunitatea, ci și riscul. Pentru că pentru fiecare UiPath sunt nenumărate companii ale căror nume nu le știm, în care s-a investit și care au ratat și în care s-au pierdut bani. Și mi se pare foarte important ca împreună cu această energie pozitivă care construiește startup-uri și succes, să avem în cap noi antreprenorii, noi investitorii, noi moderatorii, noi toți, să avem în cap că există și risc. Și nu este ca și cum ar fi 80% succes, 20% risc. Este 1% succes, 99% risc. Și când spunem risc, cred că nu ne gândim numai la riscul intrinsec de a investi într-o companie sau alta, dar există și risc într-un sens mai larg și incertitudine. Pentru că vorbeai mai devreme de cauzele care au dus, una din cauzele care a dus la această abundență de bani în zona de capital de risc, dobânzile foarte mici, negative în unele părți din lume, sunt un criteriu foarte important. Și în momentul în care băncile centrale o să înceapă să schimbe politica asta, e greu de spus cum un punct sau 0,5 sau 0,75 în plus la dobândă influențează mutarea banilor dinspre capital de risc către investiții puțin mai cu un risc mai mic, nu absolut, știu, dobânzi, obligațiuni, obligațiuni de stat și așa mai departe. Și ăsta e un trend pe care îl vedem absolut acum. Corect, absolut corect. Banii s-au mutat. La un moment dat se vor muta în altă parte. Spuneai de lucruri foarte interesante care se întâmplă apropo de acumularea de capital și de fonduri în zona noastră. În zona asta est-europeană, în jurul României. Da. Se întâmplă, în general, se întâmplă construcția de ecosistem. În sfârșit, după 30 de ani, în zona asta se vede un ecosistem semnificativ
de companii de tehnologie, de investitori în tehnologie, de mentori, de advisori, de cumpărători. A apărut o piață de M&A, o piață de achiziții foarte interesantă. Deci deja nu mai sunt niște excepții. Bitdefender, spectaculos, eMAG, spectaculos, UiPath, spectaculos, ci este o găleată așa cu toate ingredientele. Este o grădină zoologică cu tot ce trebuie înăuntru. Da. Dintre lucrurile interesante, ziceam că apariția VC-urilor, noi am apărut așa cam vreo 5 ani mai târziu decât Bulgaria, de exemplu, dar am alergat foarte repede noi în România. Și acum avem un ecosistem de fonduri de venture capital, de capital de risc foarte interesant. Pe chestia asta, bani care până acum tradițional se duceau în real estate și atât, acum deja se uită la a investi în fonduri de investiții dacă își doresc să fie mai de departe, fără să te gândești tu în ce să investești. Investești într-un fond, se gândesc ei, și cumva mai pe termen lung apar banii ai oamenilor care vor să fie un pic mai hands-on investiți ca angel investors, apar angel investors mulți care ajută nu numai cu bani, ci și cu elemente de tip knowledge la creșterea startup-urilor. Apariția lui Seedbling este un element interesant care cumva unește destul de bine angel investors cu investitorii mai mici de angel investors, investitorii ăștia de 2-3 mii de euro într-o companie și care vor să-și construiască niște portofolii de companii și altfel n-ar fi avut acces la companii, companii bune. Apar din ce în ce mai multe companii investite de către fonduri de investiții de nivelul următor, de serie B. În urma lui UiPath au venit companii ca FintechOS, dacă te uiți, FlowX, Druid, companii care cresc foarte, foarte mult, foarte bine. Te uiți la Typing DNA. Vreau să te întreb ceva apropo de asta, pentru că e un lucru care pentru mine începe să fie un semn din ce în ce mai mare de întrebare și mă uit pe Seedbling la rundele de finanțare anterioare, la companiile deja finanțate pentru care s-au închis rundele. Și văd că sunt foarte multe sau multe care par a face același lucru. Companii care optimizează lucrul echipelor, companii care oferă diverse feluri de a învăța limbi străine, companii care sunt multe care parcă fac același lucru și mi-e greu să înțeleg care e diferența între una și cealaltă. Cum te gândești la cum creezi valoare într-un spațiu care pare atât de aglomerat? Sunt două întrebări. Odată întrebarea pusă antreprenorului, cum își construiește viziunea, și întrebarea pusă investitorului, cum se uită și recunoaște vreun potențial. Exact. Hai să ne uităm la antreprenor. Sunt două tipuri de viziuni. Sunt viziuni de-astea care schimbă tot, complet noi, iPhone, Elon Musk, să mergem pe Marte. Astea sunt relativ puține. Realitatea este că schimbările în business sunt schimbări incrementale, nu sunt schimbări de distorsiune completă. Sunt schimbări incrementale, mai degrabă mici. Companiile de succes, în general, nu sunt de succes. E părerea mea. Sunt multe păreri în literatură despre chestia asta și sunt de acord cu toate. Fiecare are valoarea ei. Și acum povestesc care e părerea mea. Nu cred că viziunea face diferența. Da, trebuie să fie acolo, da, trebuie să fie coerentă, absolut. Dar cred că ceea ce face diferența este execuția. Trăim într-o lume în care, spre deosebire de acum 30 de ani, cine avea tehnologia era șeful lucrării. Acum tehnologia este commodity. Toată lumea are acces la cam același lucru. Se mai pot schimba semnificativ de multe chestii, apar lucruri diferite, fără îndoială, dar companiile de succes sunt de succes mai ales din abilitatea de execuție a business-ului. Ce vin să spun este că dacă sunt 20 de companii care fac evenimente, companii de tehnologie,
care ajută într-un fel sau altul eveniment. În principiu, cam toate fac același lucru, dar fiecare îl face un pic diferit, fiecare focalizează pe altceva. Uite, software-ul ăsta pe care vorbim noi acum, probabil că sunt vreo 20 care fac podcasturi, înregistrări și așa mai departe, da? Da. Fiecare are câte o nișă în care este mai bun decât ceilalți. Este despre a fi un pic mai bun, nu este despre a fi diferit. Dar dacă aș fi antreprenor, m-aș uita fie să schimb lumea și să inventez un iPhone, dar asta nu este ceva ce poți să-ți planifici. Programatic însă, m-aș uita pe un domeniu pe care îl cunosc, îl stăpânesc, să fac o bucățică extraordinar de bine și să-mi construiesc o echipă în jurul meu care să mă asigure că execuția de business a acelei bucățele este absolut perfectă. În general, companiile de succes nu sunt cele care au inventat ceva. Gândește-te că Google nu a fost primul motor de căutare, Facebook nu a fost prima rețea socială și așa mai departe. În orice industrie ne uităm, primul nu este cel care a fost de succes, în general. Deci ce înțeleg din ce îmi spui tu este că aproape, aproape că nu contează ce anume aleg, atâta timp cât mă pricep la lucrul ăla și cât îl fac la un nivel de, să zicem, 100 de, tind către excelență 100 de puncte, da, din 100 de puncte. Absolut de acord. Da, cred că un antreprenor poate face o companie de succes dintr-o patiserie. Sunt 100.000 de patiserii în București. Poate exista o patiserie de succes. Și anume dacă antreprenorul acelei patiserii o face, cum zici, 100% excelență. Faptul că există 100 de patiserii în București nu înseamnă că este un subiect închis și de ce să mai fac și eu o patiserie. Crezi că excelentul acela are mai degrabă legătură cu ceea ce cred eu că îmi lipsește, ceea ce cred eu că poate fi făcut mai bine, sau are mai degrabă, și o să fie încă un om, 2, 3, 5, 1000, 100 de mii, care cred la fel ca mine, sau excelentul acela e mai degrabă bazat pe observarea unui client, pe, nu știu, pe ceva ce vine către mine? Adică e mai degrabă ceva din mine sau este ceva ce lumea reală îmi comunică și la care trebuie să fiu atent? Este o combinație. Salturile se fac din mine, dar baza se face din feedback-ul clienților. Cărămizile sunt furate din feedback-ul clienților și potențialilor clienți, dar acest feedback trebuie înțeles, trebuie tradus într-o direcție și acolo face diferența antreprenor. Și hai să ne uităm puțin în partea cealaltă. Voi vedeți, dacă nu mă înșel, 2000 de companii pe an, din care probabil că alegeți câteva procente. Da, da, pentru, da, da. Seedlink vorbesc acum. Ne uităm, 2000, 3000, abar n-am, nu știu, sunt foarte multe companii la care se uită companii, la care se uită, da, Seedlink. Și ajungem să listăm 20, 30, 50 pe an. Seedlink nu vine niciodată să spună investește în compania asta că e o companie bună. Pentru că decizia de investiție aparține la sfârșitul zilei investitorului și încurajăm investitorii să se uite cu atenție la companii și să-și ia deciziile, pentru că sunt decizii de risc pe banii lor, cu riscul lor. Ce venim să spunem este așa. Noi, Seedlink, venim să îți dăm ție un investitor mic, investitor everyday investor, investitor de zi cu zi, venim să-ți dăm acele instrumente ca să poți investi ca un VC. Sunt instrumente de knowledge, sunt instrumente de urmărire pe care altminteri, și de acces pe care altminteri poate nu le avea. Venim și încurajăm investitorii spunând lucruri pe care VC-urile le știu și pentru care VC-urile sunt mai degrabă de succes decât angel investors. Lucruri de genul, nu investi într-o companie, investiția într-o companie vis-a-vis investește în mai multe companii.
Investiția în o companie este un bilet de loterie la sfârșitul zilei. O companie poate să meargă sau să nu meargă și da, tu poți să spui problema în ce companie investești, vei trage un bilet de loterie mai degrabă educat, dar tot un bilet de loterie este. Și investește mai degrabă într-un portofoliu de companii și ca să-ți construiești un portofoliu de companii, construiește-ți o teză de investiții. Gândește-te, ok, aș vrea să investesc în 10 companii. Cum vreau? Vreau să investesc în 10 companii la fel și statistic vorbind, una dintre ele va fi de succes? Știi, apropo de vreau să investesc în 10 patiserii? Statistic vorbind, poate una dintre ele va fi de succes, deci cumva portofoliul meu va fi pozitiv. Sau vreau să iau câte o companie din diverse zone și la ce mă uit eu în teza mea? Mă uit să aibă toate niște founderi de un anume fel? Sau vreau să fie dintr-o regiune, dintr-o zonă? Sau vreau să fie dintr-o verticală? Companii diferite, dar de health toate sau de cyber security toate, dar diferite. Deci fiecare dintre investitori îi încurajăm foarte mult și lucrăm, ne străduim să fim de ajutor, să vorbim cu investitorii, astfel încât fiecare să-și construiască o teză de investiții și să investească conform cu acea teză. Și în platforma Seedlink oferim aceste instrumente de construcție a tezei și de investiție conform tezei, astfel încât să fie cât mai ușor să mergi în direcția asta. Și asta este o parte. Alte tipuri de instrumente sunt instrumente în negocierea contractelor, la care un investitor de 2500 de euro nu ar avea acces. Noi negociem cumva pentru investitori elemente de tip acces la follow-on rounds. Ce se întâmplă este că în general, în companiile bune, urmează runda următoare și nu te mai primește nimeni să investești acolo, că deja compania este bună și este deja dovedit bună și se bat toate VC-urile să investească. Banii se fac din investițiile în rundele următoare, pentru că investițiile alea sunt de-riskificate, sunt cu risc mai puțin, pentru că companiile deja au trecut de etapele de început cu risc mare. Adică au un fel de, cum să zic, au un fel de validare a modelului, a produsului. Cresc, riscul este mai mic și return-ul este mai mic. Dar evident, în companiile bune nu te mai lasă nimeni să investești după ce s-au dovedit că sunt bune. Și noi negociem la început, la intrare, abilitatea garanția faptului că avem voie să investim în rundele, nu să investim, să investească investitorii noștri, dar negociem cumva numele lor. Cum ar trebui să mă gândesc ca fondator la care e prețul pe care îl pun pe o acțiune? Există, în primul rând, aritmetica, trebuie înțeleasă aritmetica investiției care conduce la aceste numere. Și ne străduim să facem cursuri semnificative de acest lucru. Ce înțeleg prin asta este cum funcționează o investiție. O investiție înseamnă că bani se duc în firmă. Antreprenorul are firma înainte de bani, care are 100 de acțiuni. Ce se întâmplă este că se mai tipăresc încă 20 de acțiuni. Firma nouă va avea 120 de acțiuni. Da? Și investitorul a venit cu niște bani cu care a cumpărat cele 20 de acțiuni, de la 100 la 120. Dacă pui o valoare pe cele 100 pe care tu le-ai avut, practic noi venim la masă, antreprenorul pune pe masă compania cu cele 100 de acțiuni care valorează, să zicem, 1 milion înainte de bani. Și știu că asta e întrebarea, știi? Dar o să râzi, dar suficient de multă lume nu înțelege cum se adună banii ăștia și cum devine cu procentele. Da? Și de-aia vin să zic, înainte de a discuta sofisme de genul care este valoarea companiei, trebuie ca lumea să înțeleagă extrem de bine aritmetica investiției. Cum este cu acțiunile care au fost, acțiunile care sunt
cine se diluează, de ce se diluează, cum antreprenorul vine în acest parteneriat cu valoarea inițială pe care o negociem, pre-money valuation, cum investitorul vine cu niște bani și valoarea post-money este suma dintre valoarea pre-money și bani și de aici și procentele de investiție și valoarea unei acțiuni și așa mai departe. Deci ăsta mi se pare un element extrem de important, da, mai important decât sună, semnificativ mai important decât sună. Și cu diferențele între investiție și achiziție. Pentru că dacă eu, investitor, vin și obțin, deci valoarea unei acțiuni este 10 lei, da? Și am zis că cumpăr 20 de acțiuni noi și pun banii în companie, am 20 de acțiuni din 120, alternativa este să nu cumpăr 20 de acțiuni noi de la companie și banii se ducă în companie, ceea ce se numește investiție, ci să cumpăr 20 de acțiuni existente din cele 100 de la investitor. Atunci banii nu se duc în companie, se duc în buzunarul founderului, antreprenorului. Compania rămâne în continuare cu aceeași valoare și tot cu 100 de acțiuni, din care founderul are doar 80 și investitorul are 20. Diferențe mici, dar semnificative, care fac ca cuvintele pe care le citim prin ziare să fie mai mult sau mai puțin riguros exacte față de realitate. Există cumva o diferență între o tranzacție care se numește investiție, da? În care investorul vine și pune bani în companie, și o tranzacție care se numește achiziție, în care investorul vine și cumpără o bucată din ce există de la fondator, da? Și banii se duc în buzunarul fondatorului. Tranzacția asta depinde oare și de momentul de viață al companiei, în care se află compania? Adică la început sunt mai degrabă investiții? Și în momentul în care compania a dovedit, este, cum să zic, e o investiție, să zicem, de succes deja, de-abia atunci putem vorbi de achiziție, de vânzare, de vânzare propriu-zisă de acțiuni și nu de aport de capital în firmă? Exact cum spui. Cu cât mai la început, cu atât investitorii, fie ei angel investor sau VC early stage, nu vor accepta să dea bani afară din firmă, să dea bani antreprenorilor. Ei vin să spună, voi, compania este oricum foarte riscantă, aș vrea ca banii mei să muncească. Aș vrea ca banii pe care îi aduc să se ducă în firmă. Compania are nevoie de bani la început, mult mai degrabă decât mai la sfârșit. Și da, absolut, mai degrabă la început se pun bani în firmă, după aceea mai întâi și mai întâi se duc banii afară puțini la antreprenori, cât să simtă și ei că, știi, după 4 ani de zile de muncă la firmă, firma a început să arate într-un fel, trebuie să simtă și ei un pic de bucurie, da? Și destul de semnificativ în această perioadă de bridging, de nici firmă mare, nici firmă mică, se duc să-i scoată afară, să-i cumpere pe primii investitori. Investitori care nu mai au niciun cuvânt de spus, dar sunt mici, nu mai pot ajuta, mai degrabă strică tabelul de capitalizare decât să-l... După ce criterii, și aici sigur că poate că pentru voi e mai ușor decât pentru cineva care e fondator, care se gândește să facă o companie, după ce criterii această acțiune, o acțiune să zicem, după aia putem multiplica, ea valorează 10 sau 12 sau 5 sau 8. Adică cum pui o valoare, știi, pe o companie care se află în, să zicem, în zona de seed? Cea mai naturală valoare este valoarea de piață, care este valoarea la care cineva este willing să pună bani. Da? Deci dacă ai reușit să convingi pe cineva să-ți dea bani la valoarea respectivă, aia este valoarea de piață și este destul de fără comentarii.
În funcție de ce anume mă duc și pe la ASE se predau mai multe metode de evaluare. Sunt metode și probabil că sunt vreo 20 și dau valori de la 10 milioane la 0. Da? Sunt evaluări de astea foarte foarte Excel, în care discounted cash flow, net present value, de astea, te uiți la care este business planul pe anii următori, care este EBITDA, ele sunt. La firme mari funcționează foarte bine, astfel de, pentru că e predictibil. Exact. Pentru că e predictibil. Da, da, în momentul în care ai început, dar o să râs, dar o să râs, sunt antreprenori care vin cu Excel-uri de astea și spun, noi o să facem 1 milion, 2 milioane la anul, 7 milioane la anul următor, 15 milioane la anul viitor. Discounted cash flow, deci valoarea noastră astăzi, când n-avem decât un PowerPoint, este de 3 milioane și jumătate. Deci avem astfel de discuții. Și asta este un model. Alt model este de comparație cu peers, cu altele ca tine. Da? Deci dacă, să zicem, Revolut este evaluată la de 10 ori EBITDA, sau de 3 ori revenues, atunci sau evaluată cu $5 pe user, atunci Revolutul mic pe care îl fac și eu aici în curtea școlii, dacă ei au $5 pe user și eu am 2000 de user, înseamnă că firma mea valorează 10.000 de. Fiind la început, probabil că, scuză-mă, fiind la început, probabil criteriul legat de user este mai, poate mai logic, poate mai decât criteriul legat de EBITDA, pentru că totuși EBITDA este un indicator care are nevoie de, adică trebuie să-l urmărești pe o perioadă de timp ca să-ți dai seama în ce măsură fluctuează sau nu. Și, problema potențială care trebuie rezolvat aici este că tu crești pe un valuation ca multipli de număr de useri free, să zicem, da? Și ajungi la un valuation mare. La un moment dat intri în EBITDA și EBITDA devine foarte mic și trebuie să ai o gestiune destul de, din mai multe puncte de vedere, dinamic în timp a evaluării unei companii. Un alt tip de a evalua este, și asta este un lucru pe care VC-urile îl știu foarte bine și antreprenorii foarte, foarte deloc, da? Și anume, care este în principiu evoluția evaluărilor unei companii în timp legat de rundele de investiții. Și atunci dacă știi că în principiu pentru o companie ca compania ta, pentru o companie de tip patiserie, da? Un VC știe, un VC care investește în patiserii de obicei, știe că în principiu runda de seed este o rundă de 50.000 pentru care se cam iau 10%, runda de late seed sau pre-series A este o rundă de 500.000 pentru care se ia 15%. După aceea vine o rundă de serie A, între 2, 5, 10 milioane pentru care se iau cam 20% și așa mai departe. Și investitorii înțeleg cum se duc numerele astea și înțeleg că niște bani puși de ei acum, cum evoluează în timp valoarea, presupunând că lucrurile merg bine. Și deci, înțelegând unde vor trebui să mai renunțe la niște acțiuni, unde vor trebui să facă push pentru follow-on-uri și așa mai departe, își pot face o socoteală despre dacă eu pun 1 milion acum la o evaluare sau alta, voi avea mai mult sau mai puțin succes eu și firma va fi mai mult sau mai puțin investibilă în viitor. Investitorii sunt niște animale foarte, foarte interesante, cu bune și rele. Și o să zic chestiile rele acum. Investitorii sunt, unul, se investesc ca oile, respectiv dacă a investit alt investitor, vreau și eu să investesc, pe chestia asta delegând decizia de investiție la cineva pe care nu-l cunosc. Și doi, investitorii sunt foarte stereotipici. Își se uită la companii și încearcă să le bage în niște cutii pe care ei le cunosc. Respectiv, ei știu că drumul unei companii este așa, 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 așa. Dacă tu nu vii cu o companie care... De, deci,
un investitor știe că o companie în vârstă de un an trebuie să ridice 50.000 și să valoreze 1.000.000. Sunt numere aiurea, nu ne uităm la numere, da? Dacă tu vii cu o companie, da. Nu la un an, ci la un an jumate, și spui că compania nu valorează atâta, ci altfel, ăsta nu înțelege cum l-ai scos din cutia lui, cum nu mai înțelege. Aceste cutii au sens pentru că investitorii văd foarte multe companii și încearcă să-și construiască aceste clișee pe care ei le înțeleg, pe care le-au văzut funcționând și pe care le înțeleg. Dacă îi scoți din clișeele astea, este foarte greu să-i capteze atenția suficient de mult încât el chiar să se gândească, aolo, stai puțin, ce înseamnă ăsta, face o cutie nouă aici, ia să văd. E complicat. Este mult mai ușor pentru un investitor să investească în clișeele pe care le cunoaște. Deci modelele alea pe care ei le știu extrem de bine, le înțeleg în toată adâncimea lor. Și atunci pot ajuta compania foarte bine. De-aia investitorii sunt specializați. De-aia sunt investitori în companii de tip business to business, în companii business to consumer, sunt investitori în patiserii, în whatever, da? Și atunci tu, ca antreprenor, când încerci să-ți găsești un investitor, un VC, aud antreprenori care vin și spun, am vorbit cu 200 de VC-uri. Răspunsul este, ești prost. Nu există 200 de investitori care să fie potențiali investitori în ce faci tu. Sunt doar 7. Găsește... Asta e valabil și pentru Angel Investing. Asta este valabil și pentru Angel Investing. Și anume, ce face Seedling foarte interesant este că reușește să găsească acei angels care sunt mai degrabă cunoscători, mai degrabă interesați în compania care vine și se listează. Da? Și este foarte interesant modul în care Seedling adună 50-60 de investitori, din care majoritatea sunt knowledgeable și interesați în domeniul respectiv. Îți aduce ție, antreprenor, nu numai banii respectivi, nu numai 100.000 sau 500.000 sau 1.000.000 cât ai nevoie, ci și 30-40 de ambasadori, pe de-o parte, de mentori, de advisori, cunoscători. Ceea ce este absolut spectaculos și de foarte mare ajutor. Nu oricine poate să financeze orice fel de idee. Fiecare investitor are o teză de investiții. Exact. Și el nu va investi în afara tezei. El este pregătit și cunoaște acea teză de investiții. Și al doilea criteriu care cred că e important, al doilea motiv pentru care cred că e important să găsești oameni care sunt interesați în ceea ce faci tu, este că la început, cel puțin, investiția vine și cu know-how, adică vine și cu cunoașterea investitorului respectiv. Și asta este un capital pe care probabil că e, la care nu de multe ori nu ne gândim. Dar probabil că e mult mai important decât banii la început. Știi cum e? Companiile mor pentru un singur motiv, și anume că nu mai au bani. Nici o companie nu moare că e proastă. Companiile mor când li se termină banii. Adică nu crezi că există și companii care mor pentru că fac lucruri pe care nu le vrea nimeni? Și mor când li se termină banii. Ok, am înțeles ce spui. Nu mai au timp să încerce să vadă ce vor oamenii, că nu mai au bani, nu mai au pistă pentru alte încercări. Deci singurul motiv pentru care un om moare este că îi se oprește inima și singurul motiv pentru care o companie moare este că s-au terminat banii. Ok, continuați ideea că vorbeam de knowledge. Deci, există multe, am văzut eu, multe companii foarte bune, cu potențial foarte mare, care au murit pentru că li s-au terminat bani. Există momente în viață în care îți dorești să iei o investiție în bani, indiferent de la cine vine. Deci a spune că know-how-ul este mai important decât banii, know-how-ul este foarte important. Înțeleg, apreciez, sunt primul care să vin să spun chestia. Dar există momente în care banii nu trebuie ignorați. Mă întorc la UiPath. UiPath, și n-am fost apropiat de UiPath, nu știu nimic dinăuntru, dar sunt atâtea povești pe care le-am citit cu toții.
Înțeleg că UiPath a ridicat bani de la Early Bird și Credo cu 3 luni înainte să li se termine și banii. Să crească, să o închidă. Deci s-a întâmplat că au luat niște bani extrem de înțelepți, că i-au luat când trebuie și au venit și cu know-how și investitori foarte buni și totul a mers nemaipomenit. Dar dacă banii aia nu veneau atunci, compania ar fi murit și nu am fi avut un UiPath în ziua de astăzi. Înțeleg ce spui. Și totuși ideea asta de smart money, de bani deștepți, adică de investitori care să vină și cu cunoașterea domeniului sau a felului în care se face un business în zona respectivă, nu cumva te pot ajuta să scurtezi drumul de la ceva ce nu merge la ceva ce merge? Adică să te ajute să nu termin banii, știi cum ar fi? Da. Cu asta fiind spus, așteptarea complet nerealistă a antreprenorilor despre ajutorul pe care îl așteaptă ei de la investitor este că investitorul îi va aduce clienți. Pe bune? Există așteptarea asta? Okay. 90% din antreprenori au această așteptare și nu alta. Smart money pentru antreprenor înseamnă VC-ul îmi va aduce clienți. Și este greșit. Absolut. Niciun investitor nu va aduce clienți. Nu asta este, da? Va ajuta în orice alt fel, dar despre care antreprenorul nu crede că are nevoie de acest ajutor. Pentru că antreprenorul crede că el știe să le facă pe toate, nu o zic peiorativ, o zic cu admirație. Un antreprenor bun crede în ce face, da? Da, este trainable, da, se uită și învață, dar un antreprenor bun crede în ceea ce face el. Și marea majoritate a antreprenorilor vin să spună să nu vină bani deștepți pentru mine, sunt bani care mi-aduc clienți și mă lasă în pace să fac treaba așa cum știu eu, pentru că eu știu mai bine. Și ambele așteptări sunt greșite, după părerea mea. Ar trebui să nu se aștepte să îi se aducă clienți în sine și ar trebui să se aștepte și să-și dorească și să ceară ajutor strategic. Mă întorc un pic la ce spuneai apropo de metode, de a ajunge cumva la un preț în bani pentru, să zicem, o acțiune, că e mai simplu și o valoare totală. Ai spus că poți să gândești în business plan pe 5 ani și discounted cash flow și, adică, metodele astea, cum să zic, foarte contabile, da, și clasice, da, de evaluare, că poți să te uiți la o companie similară și să vezi cam ce traseu a avut și cam cum te compari cu ea și cam care e valoarea. Există și alte metode de a te gândi la valoarea unei organizații la început? La sfârșitul zilei, prețul corect este rezultat din horse trading, dintr-o negociere. Din păcate, antreprenorii nu reușesc să înțeleagă viitorul companiei din punct de vedere al evoluției cap table-ului, tabelului de capitalizare, cu investiții și cu diluări succesive și așa mai departe, și să-și construiască o evaluare care să-i ajute în acest traseu. Mi se pare foarte importantă înțelegerea asta a evoluției vieții unei companii, statistic vorbim, și a felului în care evoluează valoarea și în care evoluează... Da, sunt multe cărți. Ai recomandat vreuna? Dacă aș fi antreprenor, dacă aș fi un antreprenor serios, m-aș duce la un curs de VC-uri. Există ceva în România? Nu. Există 3 cursuri pentru VC-uri în lume. Unul este la Berkeley, unul este la Harvard și unul este la INSEAD. Ele costă în zona 12.000 la 20.000 de dolari. Într-un mod foarte interesant, participanții la cursurile astea sunt o treime, ele sunt dedicate fondurilor de investiții și au toate aceste elemente ca să învețe pe cei care lucrează în fonduri de investiții să facă așa ceva. Da? Participanții din sală sunt o treime de la fonduri de investiții. Da.
o treime antreprenori care vor să înțeleagă cum investesc fondurile de investiții în ei. Exact. Și o treime de la corporații care vin acolo pentru M&A, pentru alte... Și pentru, alte... Da, pentru achiziții de startup-uri, probabil, da. Exact, da. Un antreprenor care înțelege VC-ul, care înțelege evoluții, care înțelege VC-ul în intimitatea lui, crește șansele de câștig ale companiei cu 70-80%? Adică când spui șanse de câștig, la ce te referi? Șansele ca compania să fie de succes. Da, pentru că știe cum să-și construiască compania. Știi, află ce e important cumva. Află, da. La sfârșitul zilei, ca antreprenor, te uiți așa. Am o viziune. Vreau să ajung să fiu, să ajung pe Marte. Da? Toată scara asta, adică până pe Marte, e departe. Da? Începe cu pasul 1, pasul 2, treapta 1, treapta 2, treapta 3, treapta 4, câte una. Este foarte important să știi că vrei să ajungi pe Marte. Este foarte important să știi cam cum s-ar ajunge pe Marte. Dar nu este nici pe departe suficient. Este foarte important să construiești pașii ăștia câte unul, astfel încât să nu ți se termine banii. Și la sfârșitul zilei, ce mă interesează pe mine astăzi este să ridic runda următoare. Uh-huh. Și dacă eu vreau să ajung pe Marte peste 30 de ani, în primul an unde vreau să ajung? Vreau să ajung ca investitorii următori să poată investi în mine. Dacă tratezi tu, antreprenor, investițiile de bani ca fiind un element de importanță secundară, terțiară, adică, băi, eu vreau să ajung pe Marte, nu știu, frate, să vină banii la mine. Ei nu vin singuri. Și investițiile care, și dacă întrebi orice antreprenor ce este cel mai important, primul răspuns este, sunt clienții, produsul, angajații, da? Dar dacă ei, mai ales antreprenorii care sunt la început și care nu au revenue, care nu au profituri, da? Dacă intri în discuții, de fapt, cel mai important lucru este să ridice runda următoare. Absolut, da. Da? Pentru că altfel moare. Cum ziceam, se termină banii și moare. Am înțeles. Și atunci mentalitatea unui fond de investiții este foarte importantă, pentru că înțelegi ce ai de făcut ca să poți să ridici runda următoare. Absolut. Înțelegi ce e important pentru ei, înțelegi cum gândesc. Exact. Ceea ce te duce în cum anume îi abordezi și cum îți construiești tactica de creștere. Că strategia e clară, ai viziunea și ai o strategie, da? Dar cum îți construiești tactica pașilor astfel încât să coincidă cu cutumele de investiție ale investitorilor? Îmi pare că la începutul începutului, dacă vrei, procesul ăsta de a, cum să zic, de a pune o valoare, de a agrea că există o valoare acolo, este mai degrabă condus de antreprenor, dar că pe măsură ce timpul trece și compania crește, procesul ăsta este mai degrabă condus de, cum să zic, de cutumele pieței, dacă vrei. Are să își întreb... Pe măsură ce firma crește, dacă este o firmă bună, devine mult mai cerere și ofertă, mult mai fair market price. Pentru că în firmele bune vor să investească investitori. Dacă vor să investească 50 de investitori și tu ai loc de 2, pentru că cu atâția bani ai ce face, ei se vor bate și vor plăti cine plătește prețul cel mai bun și aduce valoarea cea mai bună și a câștigat, ai valoarea companiei. La început ai spus că prețul este driven de antreprenori și cu respect aș contrazice și aș întoarce. Antreprenorului se pare că are prețul, că construiește prețul și se duce să caute bani spunând firma mea valorează 1 milion. Găsitul primilor bani este cel mai complicat lucru din lume. Pentru că n-ai decât un PowerPoint sau n-ai vânzări, e foarte greu să convingi oameni să investească de vreme, pentru că e foarte riscant. Și ce se întâmplă este că antreprenorii vin și spun firma valorează 1 milion și investitorul spune, băi, eu ți-aș da 10.000, dar
nu la un milion, că până la coadă ai doar un PowerPoint, cred că 800.000. Realitatea este că la sfârșitul zilei investitorul în acel moment are mai multă putere decât antreprenorul. Mulți investitori abuzează de puterea asta și ce fac este că ajung într-o postură în care au prea multe acțiuni în companie, astfel încât compania devine neinvestibilă în viitor, da? Pentru că cine investește data viitoare își dorește ca antreprenorii să aibă anumite procente din companie. Proporții, tocmai, da. Tocmai pentru că cum funcționează în viitor, da? Asta ca să ai spațiu să, pentru runda următoare de finanțare, pentru procentul următor care... Da, și să rămână fondatorii să rămână suficient de motivați. Să dețină destul de mult din business, da, exact, să fie motivați. Exact. Da, și atunci ce se întâmplă la rundele următoare este că apare o negociere în care investitorul următor vine și spune: eu pun bani, dar matale angel investor care ai pus bani în runda viitoare trebuie să iei un haircut, trebuie să cedezi gratis niște acțiuni, pentru că altfel nu funcționează. Da? Da, și se întâmplă. Eu am participat la multiple astfel de runde de toate părțile ale mesei în care angel investorii au trebuit să cedeze. Poate fi neplăcut și dacă antreprenorul forțează o evaluare prea mare, pentru că în viitor e posibil ca compania, chiar bună fiind, să nu poată să justifice, compania crescând și modelele de evaluare fiind deja mai clare, să nu poată să justifice o creștere suficient de mare sau nici măcar o creștere. Știi? Și dacă ar fi acceptat la început o evaluare mică data trecută, lucrurile erau foarte bine, pentru că compania ar fi fost în creștere, era nemaipomenit, dar pentru că a fost foarte greedy la momentul acela, sau ego-driven, sau așa, și a găsit un investitor care să-i accepte, mai puțin cunoscător, să-i accepte o evaluare foarte mare, are acum încă o investiție pe care trebuie să o facă aici, nu poate, și să o facă aici, nu poate, pentru că înseamnă că se duce în jos. Da. Și în loc de o companie... Deci nu poate să urce și nici nu poate să coboare. În loc de o companie bună, cu un traseu normal, de fapt devii o companie prăfuită care, chiar dacă ridică banii ăștia, este percepută ca perdant. Pentru că n-ai loc să crești practic valoarea de piață, ca să-i spun a organizației, pentru că a evaluat-o mult prea sus și ai ținut mult prea mult la evaluarea la început. Exact. Sunt foarte multe, adică tot ce vorbim aici într-o oră, două, este subiectul unui curs de 5, 7, 12 zile. Ce este important este să atragem atenția că există lucrurile astea și că sunt importante. Și că antreprenorii și investitorii trebuie să se uite din multe puncte de vedere. Evaluarea unei companii nu este un număr. Este parte din viitorul, este o cărămidă extrem de importantă a traseului pe care compania o are. Compania va fi o companie bună sau rea, nu numai dacă face vânzări. Da, e important să faci vânzări, e important să ai un produs bun. Dar și această structurare a traseului de evaluări și investitori este un element important și merită cercetat un pic și luate decizii în cunoștință de cauză. Foarte, mi se pare esențial ce ai spus acum, așa nume că primii bani pe care ei nu sunt o întâmplare, ci teoretic, dacă vrei să... Cred că e important să spunem asta. Dacă vrei să continui pe drumul ăsta, adică să atragi capital nu doar o singură dată, ci să fie parte din traseul companiei, că exact în felul ăsta trebuie să te gândești, că este un pas, dar să vezi scara pe care vrei să urci. Da. Îți pare esențial lucrul ăsta. Da, absolut. Da. Absolut. Radu, vrei să mai adaugi ceva? E vreun gând pentru anul ăsta? Oh. Ceva care te încântă? Ceva care ce urmărești, la care ești atent? Mi se pare că sănătatea este importantă. Și că dincolo de orice trebuie să facem fiecare dintre noi lucruri care să ne facă plăcere. Mi se pare că un antreprenor care își face o companie pentru că vrea să-și facă el o companie așa, dar nu prea știe despre ce e vorba și nu prea știe ce anume,
și o face mai degrabă încrâncenat, nu este ceva fericit. Mi se pare că un antreprenor fericit care face lucrurile pentru că îi face plăcere este absolut spectaculos. Și închid cu chestia asta și cum ai început, pentru că m-ai întrebat de ce Sid Blink și ți-am răspuns pentru că îmi face plăcere și pentru că e ceva, mi se luminează ochii când vorbesc de ea. Cred că un antreprenor va avea un business de succes dacă enjoy, dacă îi face plăcere să facă lucrul ăla, dacă este parte din hobby-ul lui, dacă este parte din cine este el. Mi se pare că să facem lucrurile care ne plac este absolut esențial. Mulțumesc frumos, Radu. Mulțumesc mult și eu. Acest episod v-a fost prezentat de EMAG, o companie care crede în educație și în puterea oamenilor de a folosi tehnologia pentru a crea un viitor mai bun. Dacă v-a plăcut acest episod, sper să-l dați mai departe către 3 oameni care s-ar putea bucura de el. Puteți găsi pe andreiaroșca.ro o transcriere a conversației împreună cu referințe despre oamenii și ideile despre care am vorbit. În final, este bine să știți că o dată la 2 săptămâni trimit un newsletter cu conținut atent selectat din tot ceea ce citesc și ce aflu despre antreprenoriat, economie, psihologie și mindset. Vă puteți abona tot pe andreiaroșca.ro. Până data viitoare, rămâneți cu bine!